încercând în continuare să atragă cât mai multe comenzi pentru vânzarea autoturismelor din noile game produse, conducerea societății comerciale Aro a primit astăzi vizita reprezentanților firmelor distribuitoare de produse Aro din America Centrală și de Sud. Sunt onorat că astăzi am în protocol Peru, Ecuador, Jamaica, Honduras, Guatemala, importatori care au venit să cumpere și mi-au lăsat o comandă de 260 de autoturisme cu 50% avans pentru plata furnizorilor. Mă bucură acest lucru și trebuie să fac mașini bune ca să-i mulțumesc pe acești oameni. Delegații soțiți din cele două Americi, după ce au admirat ultimele modele de Aro și au vizitat uzina în care acestea au fost fabricate, au testat pe viu calitățile autoturismelor, dar și îndemânarea piloților, care le-au oferit o demonstrație pe pista uzinei și în poligonul de la Mateiaș. Piloții echipei de competiție a uzinei Aro au participat sâmbătă și duminică la Raliul României, desfășurat la Brașov. Deși raliul a avut o participare internațională cu mărci de prestigiu în domeniu, echipajul Mihăilă Țențu a reușit să obțină un meritos loc 2 la individual, locul 2 obținut și la clasamentul pe echipe. Eu am fost plecat de câteva zile la Raliul României la Brașov. Cursa s-a ținut în două zile, 400 de km în prima zi și a doua zi 300 de km. Probe de viteză, 30 de probe. La câte 50 de kilometri. Am terminat cu Aro 10 Super pe locul 2. Și la grupă și la clasă. Cum a fost cursa grea? Destul de grea, la viteză extraordinar de mare, că a fost raliu internațional și au fost și invitați din afară. Raliul României se ținea în anii trecut la Baia Mare, acum se ține la Brașov, la noi. Pentru a face o analiză la fața locului și pentru a înțelege mai bine care sunt de fapt problemele ce au dat atâta timp bătăi de cap conducerilor de la uzina Aro, astăzi ministrul Muncii și Solidarității Sociale s-a deplasat la Câmpul Lung, unde la primărie a încercat împreună cu reprezentanții municipalității, cei întreprinderi în cauză și liderii de sindicat să găsească noi soluții de relansare a activității și de a face o mai bună promovare a automobilelor fabricate aici. Eu le-am spus și lor, sunt pregătit pentru tot ceea ce poate fi mai rău din punct de vedere social. E obligația mea să asigur un minim de existență pentru cei care nu au acest minim. Și am făcut legea asta. Dincolo de treaba asta, problemele economice, deși mai departe, de multe ori nu depind nici măcar de guvern. Și repet, de câte ori stau de vorbă cu atâția oameni tineri, mă întreb dacă măcar ei nu-și dau seama că nu guvernul e un principalul motor economic. Cu toate că inițial delegația trebuia să viziteze și uzina Aro, ca urmare a situației destul de tensionate existente acolo în rândul muncitorilor, oaspeții s-au limitat doar la discuțiile purtate în primărie. Din declarațiile pe care le-au făcut ulterior reprezentanților presei locale, ministrul Marian Sârbu a promis că va sprijini uzina Aro. Iar nouă nu ne mai rămâne decât să sperăm că măcar acesta se va ține de cuvânt, mai ales ținând cont că muncitorilor de aici le-au fost de prea multe ori spulberate speranțele de o viață mai bună. În perioada 25 iunie-7 iulie, la cabana Lucaciuc, de pe Valea Cheii, din podul Dâmboviței, s-a desfășurat cea de-a 11-a ediție a taberei Bujorel de Munte. Tabăra cu dominantă turism montan adăpostește copiii care frecventează cercurile clubului elevilor din Câmpul Lung, dar și alții câțiva din Pitești și București. Cei 19 copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani au participat la mai toate edițiile Bujorelului, care se organizează începând cu anul 1992. Ce să spun aici? E mișto? Bun! Cum a ales primul pe munte? Am mers pe munte și a fost foarte plăcut. Aici seara ne distrăm de minune și e super până la urmă. Este al doilea an de când vin și deci anul trecut am fost la cabana Prietei Craiului. A fost foarte frumos. Acum da, mâncarea este foarte gustoasă. Mâine vom avea un carnaval.
în care fiecare se pregătește cu ce dorește. Toate fetele aseară au muncit la felul meu aproape 2 ore. Dar pentru ce lucru ăsta? Așa am avut eu, mi-au plăcut foarte mult colifele. Mie mi-a plăcut în tabără pentru că a fost foarte frumos când am mers în excursii. Mi-a plăcut foarte mult la pește. La intrare am văzut un înger la o peșteră acolo. Tabăra este organizată în așa fel încât autogospodărirea este cuvântul de ordine. Copiii și cadrele didactice sunt și bucătari, dar și beneficiarii bunătăților pregătite. Sunt și cei care fac dezordine, dar și cei care mătură, spală vasele și șterg praful. Sunt și artiști și spectatori în seriile în care au asemenea activități. Una peste alta, Bujorel de Munte, ediția 2001, este un câștig, copiii exprimându-și dorința de a participa și la viitoarele ediții. Vremea nefavorabilă a făcut ca prima etapă a concursului Adventure Trophy să fie parcursă în mai mult de 24 de ore, astfel că abia astăzi a fost dat startul în cea de-a doua etapă. Însă, așa cum ne-a relatat colegul nostru Valentin Șerban, care se află alături de temerarii participanți ai acestui concurs, nici ziua de astăzi nu a fost una propice pentru mașinile de teren, care rând pe rând au renunțat să abordeze cea de-a doua probă a etapei, care consta în orientare în pădure și mers pe creastă, preferând să se deplaseze pe șosea până la punctul de plecare în etapa de mâine. Acest fapt s-a datorat unei ploi torențiale care a făcut impracticabil traseul stabilit. Cele două echipaje care au încercat să ducă până la capăt această probă cu o lungime de 25 de kilometri, reușind să parcurgă doar 100 de metri în mai mult de 3 ore. De menționat că la prima probă, echipa Aro a reușit să adune cele mai multe puncte. Mâine va începe o nouă etapă, dar la linia de start vor fi 3 mașini mai puțin, echipajele respective abandonând din motive tehnice. Zilele de caniculă, apa care nu mai vrea să curgă prin robinete, iar atunci când se întâmplă are consistența și culoarea șuvoailor de prin râpe, după o ploaie de vară, a făcut ca izvorul parcului Crețulescu să fie căutat precum cel de leac. Oamenii se buluceau cu plasele pline de sticle, coada format aici semănând cu cele de odată, când la alimentară băgau pui. De câteva zile însă coada de la apa a dispărut, datorită inițiativei unui cetățean de vis-a-vis, blocul A14, Costică Bădală. Omul a prelungit țeava de la izvor, i-a pus un teu în capătul rămas liber și a atașat 4 ștuțuri de la care se pot umple 4 sticle concomitent. Domnule Bădală, în ciuda mult lăudatelor proiecte de reabilitare, parcul Crețulescu arată deplorabil. Poate mai faceți pe aici pe acolo câte ceva, ca angajații primăriei. La începutul acestei săptămâni, polițiștii Câmpul Ungeni au demarat operațiunea de mutare în casă nouă, după ce vechiul sediu a fost revendicat și câștigat în instanță de fostul proprietar. Până pe data de 15 iulie, lucrătorii Poliției Municipale trebuie să finalizeze activitatea legată de transportul mobilierului și a documentelor, dar și amenajarea spațiilor interioare ale noului sediu. Vă reamintim faptul că imobilul care a aparținut Băncii Agricole a fost preluat de Consiliul Județean Argeș și în urma unei hotărâri emise în ședința ordinară din luna iunie, polițiștii Câmpul Ungeni s-au ales cu un nou sediu. Canicula din ultimele zile nu a ocolit nici zona Mușcel. Cum în Câmpul Lung, aproximativ 60% din populație reprezintă pensionarii, suferind în mare parte de boli cardiace, căldura a avut efecte devastatoare. Deoarece vremea călduroasă se va menține și în următoarele zile, medicii recomandă multă prudență atunci când ieșiți afară din casă. Începând de ieri dimineață și până astăzi la prânz, serviciul ambulanță din Câmpul Lung a fost solicitat de 22 de mușceleni care au avut probleme din cauza căldurii. Suferinții au făcut crize de lipotimie, insuficiențe respiratorii și crize cardiace. Doi dintre bolnavi au căzut în casă, iar alți doi pe stradă, aceștia prezentând chiar tulburări psihice. Persoanele care au probleme psihice sunt sfătuite să se ferească pe cât se poate de caniculă, pentru că afecțiunile de care suferă se agravează considerabil din cauza căldurii. Și bolnavii cu afecțiuni cardiace și respiratorii sunt sfătuiți să nu părăsească locuințele în orele de maxim termic. Meteorologii Serviciului Meteo Câmpul Lung ne-au informat că ieri, la ora 14, la Câmpul Lung s-au înregistrat 32,4 grade Celsius la umbră, record de temperatură maximă în acest an, în timp ce la Pitești, la aceeași oră, au fost 35 de grade Celsius la umbră. La
reunirea echipei Aro Câmpul Lung din această dimineață la ora 10.30 au fost prezenți numai 7 jucători. Liviu Dumitrescu, Robert Craioveanu și Bogdan Vișan dintre titularii de drept, Miuțu, Neagu, Ciulu și Becheanu dintre juniori. În aceste condiții, cei doi antrenori, Alexandru Popovi și Iordan Eftimie, au anulat antrenamentul ce ar fi trebuit să se desfășoare, cu speranța că mâine vor fi prezenți mai mulți jucători. Activitatea culturală a Câmpul Lungului era mai săracă în ultimii ani pentru că artiștii plastici nu își puteau expune lucrările neavând o sală de expoziții. În această dimineață s-a produs un eveniment cultural deosebit, poate cel mai important din ultima jumătate de an. Deschiderea de către familia Pristavo a Galeriei de Artă și Anticariatului, la parterul clădirii care adăpostește birourile firmelor Pristavo și Intexprim. Pur și simplu trebuia să existe o astfel de galerie. Și am zis că dacă putem să o facem noi, să o facem noi. Care a fost părerea artiștilor plastici la o asemenea veste? S-au bucurat foarte mult. În primul rând, această galerie a fost anunțată de prea mult timp. De regulă nu-mi stă în fire să anunț lucruri și să întârzii să le fac. Mai bine nu le anunț pentru că întotdeauna întârzii. Așa se vede că merge viața acum, întârzie mai mult decât ne-am dorit. Și ei așteptau, cred că, aproape de un an această galerie. A fost să fie acum la 10 ani de când firma ființează pe piața comunicațiilor din Câmpul Lung. Evenimentul s-a bucurat de aprecierea unui număr mare de artiști argeșeni care au răspuns solicitării de a participa la primul vernisaj, fie cu o serie de lucrări de o valoare deosebită, fie numai cu prezența, arătându-și astfel bucuria pentru că golul simțit de iubitorii de artă din Mușcel în sfârșit s-a umplut. Mi se pare un lucru cu totul deosebit pentru orașul Câmpul Lung, care este un oraș, după cum toți știm, cu o veche tradiție culturală artistică, un pas făcut în modernitate, și impresionant este că acest vernisaj este alcătuit din lucrări ale artiștilor plastici, membrii titulari ai Uniunii Artiștilor Plastici în România, filiala Pitești, nume cunoscute la nivel județean și național și chiar internațional. Dorim ca aceste expoziții de un înalt nivel artistic să se repete în planul expozițional al acestei noi galerii de artă. După sfințirea noii galerii de artă, cuvintele de deschidere ale organizatorilor și ale invitaților, vernisajul a fost deschis prin destuparea unor sticle de șampanie care au permis tuturor celor prezenți să vorbească despre artă și artiști. Dar surprizele nu s-au oprit aici. În cea de-a doua sală, denumită generic Anticariat, au fost lansate două cărți cu stiluri total diferite. Una care se adresează iubitorilor lucrărilor de memorialistică, un farmacist turist, Gabriel Dimitriu, scrisă de Maria Agnes Dimitriu, și o carte de aventuri intitulată Rubinul secret al lui Quetzalcoatl, scrisă în limba engleză de Stephanie Jones, în fond pseudonimul de scriitor al Ioanei Pristavu. Pentru că cei de vârsta ta te înțeleg mai bine în limba engleză, fă o scurtă prezentare în limba engleză a cărții pe care tocmai ai lansat. Vorbesc mult prea repede, nu o să mă înțeleagă nimeni. Că aveți? The book I launched is an action-adventure book. It's based more on the psychology of the characters. Its action is really simple and the conflict is simple too. And I enjoyed writing very much and I think I managed to understand every type of character and illustrate in the book. Și acum ai spus că mai scoți încă 6 cărți. Spune-ne în românește cum or să fie aceste cărți și dacă ai de gând să-ți plimbi personajele de fapt și prin România, nu numai prin continentul american. Chiar nu m-am gândit la asta, deși doar prima carte în continentul american, a treia deja am mutat acțiunea în India. Cele 7 cărți, de fapt, continuă acțiunea din prima și personajele încearcă să formeze o combinație de pietre prețioase. Și chiar nu m-am gândit la posibilitatea să-i trimit în România, dar e o idee bună. Urăm succes tinerei scriitoare și, de asemenea, urăm succes tinerei galerii și cât mai mulți expozanți. La 3 ani de mandat, primarul Călin Andrei afirmă cetățenii să mă judece. Primul om al urbei crede că satisfacția sa ca primar se află la un nivel acceptabil.
La solicitarea presei locale de a face o scurtă analiză a celor 3 ani care s-au scurs din mandatul său, primarul Călin Andrei a afirmat că nu a promis foarte multe în campania electorală, având doar un program despre care spune că nu trebuie să le evalueze acum. Probabil că vor evalua cetățenii ce am făcut eu sau ce a făcut această echipă de la primărie și Consiliul Local, a declarat primarul Andrei. Acesta a mai precizat că în ceea ce privește satisfacția personală pentru ceea ce s-a realizat în acești 3 ani, nivelul se află într-o zonă acceptabilă. Nu pot să spun că s-a realizat tot ce-mi doream, dar s-au făcut multe din ceea ce am planificat, a opinat primul om al urbei. Ambasadorul României în Belgia, Ion Ginga, este cetățean de onoare al Câmpul Lungului. Această distinție va fi acordată cu prilejul zilelor municipiului. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local de săptămâna trecută a fost aprobată prima propunere din acest an de acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Câmpul Lung. Este vorba despre ambasadorul României în Regatul Belgiei, Ion Ginga, câmpulungeanul la origine pentru bogata activitate în domeniul diplomației și academiei. Propunerea a venit din partea viceprimarului Sorin Buta. Au mai fost însă și alte propuneri care vor fi supuse la vot în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local. Primarul Călin Andrei nu a vrut să dea publicității numele personalităților propuse pentru titlul de cetățean de onoare, insistând pe ideea că este corect ca ele să fie discutate mai întâi în Comisia de Specialitate a Consiliului Local. Barometrul din grădina publică s-a întors acasă. După ce a stat vreo 2 săptămâni în atelierele meșterilor Gheorghe Chița și Gheorghe Buzatu, barometrul a fost reinstalat pentru ca trecătorii să afle cum este starea vremii. Au trecut vreo 100 de ani de la instalarea barometrului în grădina publică și vreo 30 de ani de la ultima reparație și totuși și-a păstrat frumusețea și mecanismele intacte. Astăzi, barometrul a fost reașezat pe soclu într-un loc mult mai vizibil, dar tot în grădina publică, după ce inginerii Gheorghe Chița și Gheorghe Buzatu împreună cu un alt inginer, Gheorghe Pristavu, s-au străduit să-l repare și să-i dea o nouă strălucire, fără însă a-i știrbi din patina căpătată în cei 100 de ani de existență. Astăzi, barometrul arăta timp schimbător și chiar a început să plouă imediat după ce a fost reașezat pe soclu. Cei care știu că sănătatea lor este influențată de evoluția vremii, nu au decât să treacă prin fața barometrului și să-l consulte pentru a afla dacă este cazul să ia măsuri sau nu. Dar și cei sănătoși îl pot privi cu atenție pentru că barometrul este o bijuterie care se descoperă după un studiu amănunțit. Odată instalat barometrul, Gheorghe Chița și Gheorghe Buzatu au început un alt proiect pentru Câmpul Lung, instalarea unui ceas la proaspăt renovată Casa de Cultură Tudor Mușatescu. Cum inițiativele celor doi inimoși nu sunt foarte simple, nici ceasul acesta nu este lipsit de peripeții. Gheorghe Chița, plecat fiind într-o vacanță prin Londra, a descoperit într-un târg un ceas care se potriva perfect cu locul rămas gol de foarte mult timp de la baza acoperișului Casei de Cultură Tudor Mușatescu. L-a cumpărat și apoi, cu ajutorul unor prieteni, l-a și adus în Câmpul Lung. Ziceți-ne de unde ai adus? Din Portobello, de la... Din Londra. Din Londra, după Notting Hill, unde era un târg de vechituri, de antichități. Un fel de lipscan. Un fel de lipscan, da, exact, un fel de lipscan. În Portobello. Mi-am plecat din capul locului cu ideea să cumpărăm ceas pentru Casa de Cultură. Știam că diametrul trebuie să fie destul de mare și am găsit mai înainte ceasuri cu diametru mai mici. Da. Și eram dezamăgit, oare nu găsim și unul mare? Când la un moment dat, iată, ăsta e al nostru, cât roata de bicicletă. Bun, l-am măsurat, am dat ruleta la noi, exact 60 de centimetri ne trebuiau, da. Și ne-am repezit la ea. Ei, ne-am mai dus o dată, ne-am mai întors, da. Adică dacă vreți amănunte, o fi, o fi. Așa, bineînțeles, ne interesa prețul, că în capul meu am zis că 200 de lire maxim aș putea să dau, că atât aveam. Că atât aveam, că eram în ultima zi înainte de plecare. Și întrebăm cât costă 50 de lire. O, al nostru, dar de ce așa ieftin, mă gândeam. Și ne-a explicat doamna. Nu e un ceas vechi cum arată. Firma respectivă special a vrut să facă să pară foarte vechi, de 100 de ani, dar el în spate are un mecanism obișnuit model. Electric. Da, de asta e electric. Bucurie mare că nu trebuie să umblăm cu știu ce adaptări speciale. L-am văzut. Era împachetat, în fine, l-am văzut. Era deja împachetat că ne-a dat un alt. Și ne-am bucurat că l-am găsit. Probleme cum îl aducem. Da, dar nu mai spun și când am ieșit din târg, mai era un magazin de ceasuri din astea, ca să știi că precis ăsta te-a păcălit acolo în târg. Când ne-am uitat în vitrină, dar era exact pe același preț. Zic, hai că nu te-ai păcălit. În avion a fost problemă că nu l-am luat când am venit noi, fiindcă în cală
trântea și n-ar fi rezistat. Și în avion n-aveam garanția, că destul de mare era ambalajul, că ne lasă în avion cu el. Și ne l-a adus niște prieteni. Da, și nici la sus la bagaje nu încăpea. Poate că încăpea, dar noi nu eram siguri. Da. Acum ceasul se află în faza de pregătire pentru a putea fi așezat la locul său chiar înainte de zilele municipiului Câmpulung. An de an, unii absolvenți de liceu care susțin bacalaureatul reușesc să îi uimească pe profesorii corectori și nu numai cu exprimările lor savuroase. Din materialul următor puteți afla câteva dintre perlele scrise în acest an la proba de limba și literatura română. Poezia a dat multe bătăi de cap candidaților la BAC, astfel că nici anul acesta profesorii nu au fost scutiți de savuroasele perle. Pe lângă confuzii și exprimări comice, liceenii au transmis și mesaje profesorilor corectori, sperând că astfel vor reuși să le câștige indulgența pentru o notă de trecere. Ne mai vedem vreo 3 sesiuni de acum încolo, că dau de vreo 2 ani. E grea, frate, român asta, sunt mulți termeni, a scris unul dintre candidați. Într-un moment de sinceritate, un elev a dat vina pe profesorul de la clasă pentru slaba sa pregătire pentru examen. Profa mea de română la clasă nu făcea nimic, făcea meditații și lua banii colegilor, iar eu nu am făcut nimic. Am citit Moromeți că asta ne-a zis că ne dă. Un alt candidat a venit cu altă explicație pentru lipsa de pregătire. Eu mă duc la AS, nu-mi trebuiește româna. La interpretarea poeziilor, deși autorii aleși au fost considerați de profesori ca fiind accesibili, elevii s-au întrecut în perle. Riga Cripto era o ciupercă cam dură față de băiețelul ei, Lapona Enigel. Luceafărul este o stea puternică, dar de fapt era el Eminescu, o căuta pe Veronica Micle, cât de mult o iubea pe săraca fată. Ion de Eminescu are influențe balzaciene, cele împrumuta de la Proust. Romanul Luceafărul este incredibil, are 175 de strofe, este cel mai lung din poezia românească. Cătălina a avut tupeul să-l refuze pe Luceafăr. Luceafărul, dornic de răzbunare, îi prinde pe cei doi îndrăgostiți și îi învăluie în ura pe care acesta a cuprins-o fiind trătat de Cătălina. Eminescu e cel mai mare romancier din literatura română, având poezii precum Luceafărul. Al patrulea proiectil din Mușcel pe anul acesta a fost găsit astăzi în comuna Valea Mare Pravăț. A fost vorba despre un proiectil de aruncător de mână de calibru 54 din primul război mondial. Mare zarvă a fost astăzi în comuna Valea Mare Pravăț, Cătunul Gura Pravăț. Câțiva copii au mers în zona bazinelor de apă, iar pe malul râului de Argeșel au găsit un obiect despre care nu știau nimic și au început să se joace cu el. Copiii nu știau că au fost în pericol permanent pentru că obiectul care s-a dovedit a fi un proiectil avea focosul și era neexplodat. Câțiva turiști veniți la păstrăvăria din zonă i-au văzut pe copii și au luat obiectul pirotehnic, transportându-l până în Cătunul Gura Pravăț, acolo unde l-au predat polițiștilor de la secția rurală Valea Mare Pravăț. Oamenii legii l-au luat și l-au îngropat în pământ într-un gater din sat, acolo unde a rămas până la sosirea echipajului pirotehnic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Aceștia l-au ridicat în vederea distrugerii. Ne aflăm în acea situație, că am avut-o și luna trecută, tot în această zonă, unde am găsit, de fapt, încă un proiectil și ăsta e al patrulea proiectil exploziv care se găsește în zona Nămăiești. Acum avem un aruncător de bombă de calibru 54 din primul război mondial. Este foarte periculos, de aceea oamenii sunt puși în situația încât să sune pe 1-2 și să-l anunțe. Acest aruncător de bombă se va ridica de către echipajul pirotehnic ISU Argeș și se va depozita și în urma depozitării se va stabili distrugerea acestui bombă de aruncător. Acesta a fost al patrulea proiectil descoperit în comuna Valea Mare anul acesta. Având încărcătură și focos, obuzul a reprezentat un real pericol, putând exploda dacă era manipulat incorrect. În funcție de încărcătură, ar fi putut provoca mari pagube pe o rază de circa 300-500 de metri. În mod oficial, povestea postului de manager la Spitalul Municipal s-a rezolvat. După îndelungi amânări, primarul Liviu Țăroiu a semnat contractul de management. Cu toate acestea, sunt zvonuri de noi contestații.
La distanță de câteva săptămâni de când Nicolae Alexe a fost declarat câștigător în cadrul concursului de manager al Spitalului Municipal, situația pare că s-a rezolvat și din punct de vedere oficial. După mai multe discuții cu iz de scandal, cel care ocupa funcția de șef al Serviciului Managementul Calității Serviciilor Medicale a ajuns manager cu acte în regulă. Săptămâna trecută, primarul Liviu Țăroiu nu a făcut altceva decât să respecte formalitatea și a semnat contractul de management. Contractul a fost semnat săptămâna trecută. În urma concursului s-a declarat de organizator care a fost Consiliul de Administrație al Spitalului, s-a declarat câștigător domnul Alexe și bineînțeles că a urmat decizia de numire și semnarea contractului de management pe criteriile de performanță care le-am solicitat noi în acest contract. Este manager de o săptămână. Pe de altă parte, concurenții care au pierdut consideră că au fost neîndreptățiți și sunt zvonuri că ar dori să conteste numirea noului manager. Din punct de vedere al administrației locale, situația este clară și nu este loc de interpretare, prin urmare, contestațiile sunt derizorii. Se mai pot face contestații în momentul de față? Teoretic nu, către noi se fac degeaba că nu s-a declarat câștigătorul. Repet, nu eu. Nu noi, primărie, suntem organizatori, ci Consiliul de Administrație al Spitalului organizator. Contestații se pot face în instanță, numai instanța poate lua o hotărâre vis-a-vis de aceste contestații. Potrivit edilului, obiectivul noului manager este acela de a nu pierde din numărul de paturi, dar nici investițiile nu ar trebui neglijate, mai ales că foarte curând va fi dat în folosință noul spital orășenesc de la Mioveni. Cu 5 medalii obținute, dintre care 2 de aur, CS Voința Câmpulung s-a numărat printre cluburile fruntașe la Campionatul Național de Tenis de Masă, ce s-a desfășurat săptămâna trecută la Câmpulung. Avem amănunte în materialul de început al rubricii Sport. La Câmpulung s-a încheiat duminică la prânz Campionatul Național de Tenis de Masă, competiție rezervată sportivilor cu vârsta până în 11 ani și la care au fost prezenți peste 200 de copii, fete și băieți din întreaga țară. Rezultatele înregistrate de sportivii de la CS Voința Câmpulung au fost pe măsură, obținând la final 5 medalii. Au fost mai întâi 2 medalii de argint, prima dintre ele obținută la echipe feminin, după 2-3 în finală cu CSM Buzău și cea de-a doua de Teodor Libianu la dublu masculin, alături de Mihai Iordan de la Steaua. A urmat proba de dublu feminin, acolo unde Bianca Pribeagu și Ștefania Verzea s-au clasat pe locul al treilea și au obținut medalia de bronz, iar Nadalia Ionașcu a avut o parteneră pe Cari Șerban de la CSEA Steaua București. Cele două au ajuns până în finală, acolo unde au dispus de dublul Alexandra Stoian, Ioana Ionescu, scor 3-2, obținând astfel medaliile de aur. Aur a fost pentru Nadalia Ionașcu și la simplu feminin. Calificată direct pe tabloul principal, aceasta a ajuns până în finală, acolo unde a întâlnit-o pe Alexandra Stoian, peste Nicolae Rotaru Craiova, de care a dispus cu 3-0, urcând încă o dată pe treapta întâi a podiumului de premiere.